Da, astăzi are loc un eveniment foarte deosebit. În primul rând pentru că este a treia ediție a Campionatului Național de Arm Wrestling și în al doilea rând pentru că foarte mulți parteneri de încredere a Federației de Arm Wrestling ne-au oferit suportul necesar. În primul rând, domnul Boris Volosate, care este directorul liceului Gheorghe Asache, liceul în care eu și vicepreședintele Alexandru Grumeza ne-am făcut studiile, de aceea suntem la noi acasă în principiu și desfășurăm campionatul într-o minunată sală, într-o minunată atmosferă de liceu. Doi, ne susține Ministerul Sportului, domnul Radu Rebeja, partenerul nostru, domnul Gheorghe Cafhaliuc, adjunctul Comisariatului de Poliție General și, evident, Uniunea Federațiilor Sporturilor de Contact, care cu mare plăcere, ca de obicei, în persoana domnului Dorin Damir, ne ajută, ne susțin și ne promovează ca federație. Da, desigur, noi ca minister susținem orice gen de sport. Cu această ocazie vreau să mulțumesc conducerii federației pentru organizarea campionatului Republicii Moldova. Mă bucur foarte mult, sala plină, un număr foarte mare de participanți. Acest gen de sport prinde popularitate ultimul timp și vreau să mulțumesc federației pentru promovarea acestui gen de sport și, în general, pentru promovarea modului sănătos de viață. Desigur, cuvinte de încurajare pentru participanți, le doresc tuturor succese. Desigur, nu este posibil ca fiecare să plece de aici învingător, dar principalul de a face sport, de a face un mod sănătos de viață. Dar, desigur, celor care vor demonstra că sunt cei mai puternici, le voi aduce cele mai calde felicitări și succes pe viitor. Da, noi tradițional am păstrat toate categoriile de vârstă, începând cu juniori, tineret, master, senior, evident. Dar avem și o noutate în acest an, în premier, fiindcă a fost introdus de către Federația Mondială o nouă clasă de participanți, sub juniori. Deci e vorba de sportivi de 14-15 ani. Am introdus și noi această clasă și vom avea astfel de participanți astăzi la treia ediție a campionatului național. Da, evident, ca și orice alt campionat național, are menirea de a selecta cei mai buni sportivi care ne vor reprezenta, care vor fi în lot pentru campionatul european, care vine la sfârșitul lunii mai în Grecia și după care campionatul mondial în Constanța, România. Liceul Gheorghe Asache este deschis pentru un mod sănătos de viață. Eu, în calitate de președinte a unei federații de sport powerlifting, triathlon, forță, sunt deschis pentru colaborare cu toate federațiile de sport și campionatul de astăzi este încă o pagină frumoasă din viața sportivă a Republicii noastre și a unei părți acestea, cum este sala aceasta frumoasă a Liceului Gheorghe Asache. Păi, e foarte greu să lupți pe două fronturi odată, dar ce să facem? Așa e soarta, este nevoie de ajutor și încerc să stau și să ajut și eu cu ce pot federația. Dar cred că va fi bine, o să ne motivăm, o să mergem și sperăm să câștigăm. Planuri sunt foarte mult pe anul acesta. Îmi încurc plecarea la campionatul european, teza de licență și examenele de stat, dar pentru campionatul mondial cred că voi fi pregătit la maxim. Și deja așteptăm din partea campionatelor comerciale invitații la care voi accepta orice fight care mi se va propune. Din câte văd, foarte numeros campionatul, sunt în jur de 150, cred că, de participanți. Sunt foarte buni, sunt favoriți, că tineretul este foarte bun, crește. Acum chiar am arbitrat la masă la campionat la tineret și sunt băieți foarte buni. Așa că așteptăm surpriza în categoria Open. Mă bucur în primul rând foarte mult că văd așa o sală plină de oameni și de sportivi adevărați. Văd că arm wrestling-ul tot crește și crește din ce în ce mai mult și chiar mă bucură faptul. Unul dintre scopurile mele de anul acesta ar fi să mai stau o dată pe podiumul european și pe podiumul mondial și pentru asta am în plan să mă antrenez foarte, foarte mult și să ajung acolo unde mi-am dorit. Astăzi, aici, prezent în sală, sunt câteva adversari de mele, le cunosc foarte bine și sunt și ele niște sportivi destul de puternici, dar vom face tot posibilul să fiu prima. După cum știm,
campionatul național este etapa legătoare pentru campionate europene, mondiale. În categoria mea, 85 kg sunt favorit. Vreau să mențin titlul de anul trecut la ambele brațe, desigur, și să lupt și în categoria Open. Planurile pentru anul acesta este campionatul european, să putem merge la competiții în Grecia, să ne pregătim bine, și campionatul mondial respectiv. Ca de obicei, mă simt onorat să fiu alături de voi, mă simt ca la mine acasă aici și nu pot decât să vă doresc să continuați acest drum pe care ați început să vă dezvoltați foarte bine și foarte rapid datorită președintelui Marcel și, bineînțeles, Alexandru Grumeza și Federației, arbitrilor care dezvoltă foarte rapid și le mulțumim pentru suportul care ni-l dau întotdeauna la evenimentele internaționale, cum sunt campionatele europene și mondiale. Și nu pot decât să vă urez un campionat de succes. Am susținut, susțin și voi susține acest sport, am wrestling-ul. El reprezintă cumva Poliția Națională, este un sport de forță, unde participă atât bărbați cât și doamne puternice. Anul trecut, în cadrul Poliției Naționale, cu ajutorul Federației, am desfășurat campionatul național în premieră în Republica Moldova și pentru Poliția Națională, campionatul național al Poliției Naționale, unde am avut parte de evenimente tari, frumoase, emoții pozitive și vom repeta și vom face anul acesta pentru a doua oară, la finele lunii mai, același campionat, unde vor participa cei mai puternici polițiști din cadrul Poliției Naționale. Vreau să spun că este important să promovăm sportul, să promovăm sportul atât în Poliția Națională, cât și în rândul tinerilor din Republica Moldova, fiindcă un mod sănătos de viață, sportul este un mod de viață care cultivă la oameni foarte multe lucruri frumoase și acest mod de viață trebuie să-l dezvoltăm în tinerii noștri, care cu părere de rău de multe ori sunt care își canalizează energia și atenția în altă parte. Deci noi, datoria noastră a maturilor, a instituțiilor statului, a cluburilor sportive este să informăm și să motivăm mai mulți tineri să se implice, să facă sport și să ne demonstreze. Mă numesc Sergiu Mărzenco, sunt armwrestler, reprezent armwrestling-ul. Sunt la această ediție pentru prima dată la campionatul național de armwrestling și este o atmosferă plăcută. În această sală am petrecut câțiva ani în powerlifting și acum am hotărât să schimb genul de sport și să-mi încerc puterile la acest gen.